primul rând, spunea doamna director că suntem aproape de școală, nici nu vă dați seama cât de multă dreptate aveți. La ora 14 am un curs online, noi am rămas pe online, e o școală dedicată celor care ocupă funcțiile de prefect și de subprefect. Concluzia ar fi că, indiferent de vârsta pe care o aveți, educația și învățatul trebuie să continue. Nu știu dacă e o concluzie de bun augur pentru voi sau nu, dar eu vă pot garanta din propria experiență că e calea cea mai sigură pentru a realiza ceva și personal, și profesional, și social, și financiar. În ceea ce privește perioada această săptămână a Dobrogei, de fapt, din punctul meu de vedere este esențială pentru că acest mix de etnii, de confesiuni, de culturi care se găsește în Dobrogea a generat anumite caracteristici și anumite valori. Mă refer la empatie, mă refer la toleranță și mă refer la unitate. Aici